Așadar, bucuria. Ce este bucuria? Bucuria este ce nu are omul. Omul nu are nimic niciodată, dar într-o bună zi, în clipa în care apare pe lume, el se primește pe sine în dar de la Dumnezeu și își primește viața. Și Dumnezeu îi spune: iată, te-am făcut, ești viu, bucură-te că ești. Aceasta este prima poruncă pe care i-o dă Dumnezeu omului: bucură-te că ești. Și apoi, de-a lungul întregii Sfintei Scripturi, întâlnim bucuria ca poruncă. Bucură-te! Bucurați-vă! Bucură-te! Vă amintiți că și măicuței Domnului, Fecioarei Maria, primul cuvânt pe care îi spune îngerul este acesta, porunca aceasta. Bucură-te! Eu nu cred că îi spune salut, cum am citit într-o variantă de traduceri. Îngerul îi aduce poruncă nouă de la Dumnezeu și îi aduce și temeiul bucuriei. Da! Pentru că era pentru prima dată când devenise posibilă împlinirea acelei grele așteptări sub care gemea omenirea de la cădere, aceeași pe care o avem și noi în inimă înainte să primim buna noastră vestire. Da, m-am gândit că oamenii nu sunt bucuroși pentru că nu vor să împlinească această poruncă. Și nu vor să împlinească această poruncă pentru că omul nu vrea să împlinească nicio poruncă a lui Dumnezeu, pentru că el vrea să facă după voia sa, vrea să poruncească el, chiar și lui Dumnezeu. Și nu e vorba de mine sau de cineva la fel de neascultător ca mine, ci de oricare om. Acesta este ceea ce numim noi omul căzut. Omul căzut este omul care se înalță pe sine și zice: știu eu mai bine, dar nu zice fără să creadă. Sunt puțini care spun că știu și nu știu. Ăștia care spun așa sunt la școală ca să treacă clasa și oricum bine fac, pentru că acolo nu pot să le știi pe toate. Dar în rest, noi toți avem înăuntru convingerea că știm și că știm mai bine ca oricine. Avem această siguranță de noi că știm ce trebuie să facem, știm cum să facem și știm noi mai bine cum este bine. Aceasta este pierzania noastră. Pe aici se pierde bucuria omului.